Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 19. Tocmai am rămas fără var. Deci asta e cel mai fail început. Deci tocmai ce am rămas fără var. Nu mi-am dat seama cât var mai am și tocmai ce am rămas fără var. Bun, avem determinat de dat cu var terenul 12, așa cum și din episodul trecut. Mergem să mai băgăm puțin var aici la remorcă. Sper că un 5-600 să-mi ajungă. Sper să fie suficient, ia să vedem. Da, cred că suntem cam de... Nu, hai că e bine. Nu greșem un boss, nu greșem mult. Acum trebuie să-l iau pe tot ca să-l arunc. Bun, și acum îl aruncăm. Bun, să ne încadrăm frumos, să luăm varul. Bă, nu mă așteptam să mi se termine varul atât de repede. Eu am crezut că o să-mi ajungă pentru toată... Bă, dar de ce îngreșem mult, mă? Băi, aproape de asta și din cauza asta. Bun, hai să mergem să lăsăm. Uite, o să-l facem. Facem pe aici printre. Îl lăsăm aici. Ia să vedem. Hop. Am unde mi l-a pus. Ok, o să-l băgăm în semănătare oricum. Și scăpăm și de stresul ăsta. Uite, acum cred că suntem încadrați cum trebuie. Perfect. Cred că un 1000 mi-ajunge. Un 1500. Hai că mai mult de atât n-are cum să-mi consume. Mamă, intrat crecile în ochi și n-am văzut. Bun, hai că e perfect. Hai să mergem să punem case-ul ăsta să-și termine de dat cu var, după care mergem să vedem ce se întâmplă pe terenul 6. Și după care mergem să vedem pe 8 în ce situație se află. Au, ce jegoase și remorca asta. Mi-e o rușine cu ea. Aici? Nu. Aici am mai de făcut. Rămăsese aici, mai avea o porțiune destul de mică. Aba, nu, terminase aici, ok. Și unde se împulmolise el? Nu, cred că terminase. Așa că nu-mi dau seama unde rămăsese. Bun, o să începem din partea asta. Hai să vedem să facă margine. Mă gândesc. Ia să vedem. Facem marginea. Oh, e perfect și mai rămâne o singură fâșie. Ia să vedem dacă se încadrează sau nu. Dar e jegoasă rău, tot trebuie să spălăm și pe asta. Bă, pare, nu cred că o să-i ajungă. Și dacă nu-i ajunge, o să lăsăm așa, nu mă duc să mai am încă o dată var, că deja e al treilea drum pe care îl fac. Mi-a luat o remorcă plină, de fapt două remorci pline, plus ce-am băgat acum. De asta speram să-mi ajungă, doar că... A, uite, nu mi-a făcut decât până în partea aia. Ok, am înțeles acum. Da, deci n-ar mai fi mare pagubă, n-ar rămâne foarte mult descoperit. Ne da cu var. Cât porțiunea asta din mijloc. Poate totuși se încadrează, zic și eu, și ne rămâne și mai puțin. Deci vine la perfecție. 700, 600. Ia să vedem. Hop. Gata, mă, și hai să vedem, poate totuși așa 600 ne ajung să... acoperim o porțiune mai mare. Hai. Nu pierde timpul. O să vezi că acoperim până la jumătate aproape. Suntem aproape la jumătate în momentul ăsta. Da, hai că este perfect. Până la jumătate am luat. Chiar am trecut de jumătate cu foarte puțin. La limită. N-am ajuns la sfârșit, dar oricum ne-a rămas o porțiune foarte mică și o putem ignora. Pentru că oricum, oricum bucățică, iar fără bucățică, acum da tractorul să-i jegoză de tot. Hai să-l băgăm la spălat și remorca și case, pentru că au făcut foarte multă treabă. Dar până una alta, hai să vedem noi ce situație avem pe terenul 6. Uite, am cam sărit eu așa din mers din tractor. Babel de 600 în creștere, fertilizat 100%. Oh, deci trebuie să dăm cu fertilizator și cu ierbicid. Păi, atunci hai să facem noi o schemă. Mergem să spălăm tractorul, după care avem două stropitori. Da, avem pe asta mare. Ar trebui să mai avem una mică. E bun, o să punem două tractoare să lucreze pe terenul 6 pentru a termina mult mai repede. Dar mai întâi de toate vreau să-mi spăl utilajul. E foarte jucos. Cred că dacă îl parchez eu așa... Bun, eu prim motorul să nu se întâmple ceva. Haide-mă. Am să-l faci, uite, știu cât jeg avea. Hai să începem și cu remorca asta, că e jegoasă.
Dăm bine peste tot. Mai dăm puțin pe aici pe la jante. Pe capucioc, pe apărătoarea asta. Ia să, hai să ne urcăm. De așa să dăm și pe aici. Tata mă arată așa ca om acum. Uite cât de frumos strălucește în soare. Tractorul ăsta, îl rezolvăm și pe el. Dăm pe geamuri, pe parbriz, îl curățăm cum trebuie. Uite mă, bă, parcă arată altcumva, cu parcă e altă viață. Bun, hai să parcăm, să băgăm remorca de vară înapoi în garaj, după care luăm spre RL. Bun, avem următoarea situație. În JCB avem fertilizator lichid, iar în case avem ierbicid. Păi, o să mergem prima oară cu JBC-ul pentru că e mult mai lat, are o lățime mult mai mare sprayer-ul pe care l-am atașat lui. După care vom veni și cu case-ul. O să-l punem pe acesta la treabă, să să-l și desfășurăm ca să ne încadrăm fix cum trebuie. Avem de dat cu fertilizator lichid pe terenul 6 și nu doar cu fertilizator lichid, ci și cu ierbicid. Însă venim din spate și cu ierbicid imediat. Stai așa, să vedem cum îl încadrăm. Cred că așa e ok. Ia să vedem. Iese cu mult în afară? Nu, cred că e ok. Da, ar merge puțin mai în stânga ca să nu... Să nu facem risipă de fertilizator. Uite, cred că așa ar fi perfect. Ia să vedem. Nu vrea? De ce nu vrea? Încă n-a intrat în alt... Păi... În ce stagiu ar trebui să intre? Că nu înțeleg. Puțin. Utilizați 50% să fie într-un stagiu și mai și. Sau după ce dau cu... Ia să-i mai dăm puțin timp înainte, poate... Cât ai să-i dăm o jumătate de oră, mă gândesc. Până la 5 și jumătate. Avem și time-lapse la nori, cum se mișcă norii, frumos. Ia să-i dăm. De fapt, hai să-i dăm direct... Nu, mult prea mult. Bun, și acum? Nici acum nu vrei? Adam, acum vrea. Bun, deci trebuia să fie recolta într-un stadiu și mai avansat decât era. Aici am recoltat soia, deci trebuie să semănăm, dar mai înainte aici să mergem noi pe terenul 6 să dăm cu ierbicii, că avem nevoie. După care venim cu semănătoarea și semănăm ceva pe terenul 12. Între timp vreau să vă mulțumesc pentru feedback-ul extraordinar de bun pe care mi l-ați oferit la ultimele două clipuri. Bine, extraordinar de bun și extraordinar de mare. Deci n-am mai avut feedback așa încă de la primele clipuri pe care le-am făcut pe seria de Farming Simulator. Nu știu, a fost foarte, 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 foarte mișto. M-am simțit foarte bine să văd atâta feedback din partea voastră, comentarii, like-uri, vizualizări. Stai așa puțin să nu intrăm foarte mult. Ne încadrăm perfect? Ne încadrăm, suntem perfect. Bun, îl punem și pe ăsta să-și facă treaba. Sper să nu se certi la un moment dat să se întâlnească, dar nu, că ăla are lățime mult mai mare. Ar trebui, uite cum se balansează. Hai să căutăm noi unde avem... Unde l-am lăsat? Ah, uite-l aici. Bun, așa cum vă ziceam, feedback-ul vostru a fost extraordinar de mișto și vă mulțumesc din suflet. Nu știu cum o să fie feedback-ul acest clip, însă... Dacă vă place clipul și vreți să continuăm seria de Farming Simulator, lăsați-mi un comentariu... O sugestie sau de ce e bine să continui, de ce ați vrea voi să nu mai continui, că poate unii dintre voi considerați, bă, nu mai continua pentru că, nu știu, pur și simplu, nu vă place vouă, sau nu vă place cum mă descurc, habar, doar lăsați-mi un comentariu să știu și eu feedback-ul vostru, pentru că e foarte important în luarea deciziilor pe Farming Simulator. Vreau să văd că îmi zicea mie... Cum cam două semănători, ce Andrei parcă. Bun, și am... Deci, tic, 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 am pe asta, asta pe care am și venit să o iau. Mi zicea că aș mai avea o semănătoare, poate închiriată. Aparent nu, decât una. Nu știu la ce se referea Andrei, dar hai să o luăm pe asta. Haide mă. Lăsăm așa împuțită, că oricum o să se împută. Și avem foarte mult îngrășământ pe care l-am luat dintr-o greșeală, dintr-o eroare de calcul.
Aici jos, hai să încărcăm noi tot îngrășământul ăsta, mă gândesc, ca să scăpăm de bine. Nu cred că o să încapă tot saci, dar cât se poate îi încărcăm. Să facem full și să mai scăpăm din ei. Băi, mă așteptam totuși să-mi ia mai mulți, nu știu de ce. Semințele unde le-am? Semințele le-am în partea cealaltă, aici am decât în, îi piese în pumn, dar totuși de aici, ce greșeală am făcut. Aici am decât îngrășământul din spate, dar cum încadrez eu, mă, ca să-l iau? Hai să ne încadrăm pe ei, sper să nu vină cineva. Ne încadrăm prin spate, intrăm prin boschețimea asta, cred că am loc, nu? Eu zic că am loc. Și trebuie să fac cu atenție dreapta, încât să nu ating nici saci, nici depozitul ăsta micuț. E, și acum cred că e ok. Bun, umplem de semințe ca să fim siguri, să nu facem 20.000 de drumuri. Și haideți să plantăm boabe de soia. Astea sunt cele mai profitabile, v-am zis momentan, și vreau să le plantez și pe 12 și pe 6. De grâu n-am nevoie, am un stoc extraordinar de mare de grâu, deci boabele de soia sunt mult mai avantajoase și mai bănoase în momentul de față. Hai să vedem. Bun, între timp, ca să vă țin și la curent cu ce am mai făcut în offline, mi-am comandat și sper să-mi fi și venit furcile acestea pentru paleți. Bine, eu le comandasem pe roșu, nu știu de ce au venit ele pe culoarea asta, ia să vedem. Le comandasem totuși pe roșu. Ele văd că totuși mi-au venit pe culoarea gri. E și fără pic de logică, că eu, dacă eu am spus că le vreau roșii, în fine. Hai să ne urcăm noi în mini motostivuitorul ăsta al nostru, lăsăm cupa aici și hai să mergem la magazin să luăm furcile. Bine, cred că mi s-ar părea mie mai interesant să-l resetez ca să nu vă plictisesc nici pe voi, pentru că v-am zis, nu vreau să vă plictisesc, să ieșiți de pe clip. L-am nimerit, bun. Acum ne ducem și noi la magazin frumos. În următoarea serie pe care o vom face, vă asigur că nu vom mai reseta utilaje. Vom merge pur și simplu și le vom lua pentru a simula jocul cât mai bine. Haide. Iar cu furcile astea o să vedeți imediat ce am de gând să fac. Bine, dacă v-ați dat seama între timp ce am de gând să fac, puteți să lăsați un comentariu, dar doar dacă v-ați dat seama. Nu mințiți, nu lăsați comentariu după ce vedeți ce am de făcut, că nu e frumos. Hai să vedem ce cale găsim noi. Păi, hai să ne întoarcem în primul rând pe aici, pe la calea ferată, ca să ar fi cam cea mai scurtă rută pe care o pot avea. Hai să vedem. Întoarcem pe aici. Mamă, ne vine tren ceva? Nu, că erau barierele lăsate dacă venea trenul. Ok. Că putem să urcăm noi. Bine, ceva nu vine. Putem să urcăm noi pe partea asta și cred că suntem aproape de teren. Dar că merge foarte încet acest mini stivuitor. Abia 18 km pe oră. Maxim, de fapt. Vreau neapărat să-mi dau fovul, să-mi activez consola ca să-mi dau fovul mai mare puțin. Uite, suntem paralel cu trenul acum, în momentul de față. Uite-l. Haide, boss, urcă, mă, cât de încet poate să urce. Hai că aproape am ajuns. După 5 minute abia am mai urcat și 2 metri. Ne apropiem, doar că foarte greu, incredibil de greu. Deci abia merge 18 km pe oră, este foarte, foarte, foarte puțin. E foarte încet. Ia să vedem aici, lumea își face treaba, dar uite, semănătoarea își face treaba. Am uitat iarăși capacul deschis la ea din câte văd. Dar noi mergem către terenul 7. Bun, aproape am ajuns pe terenul 7. Bine, nu avem treabă chiar pe terenul 7, însă în vecinătatea lui, aici unde noi avem fabricile de Oreo, și văd că e o mașină parcată lângă fabrica noastră. Ia să vedem. Mașină parcată lângă fabrica noastră. Oare să fi venit vecinul să-l fi supărat? Ia să vedem dacă încurcăm pe cineva. Pe drumul ăsta cam aveam și eu... Cam și eu vreau să trec. Totuși o mașină parcată aici. Uite, okay, acum parcam ăsta aici, eu nu înțeleg. Acum parcam mașina fix pe drumul ăsta unde am eu. Bă, dar dacă ți-o ridic eu pe ăsta, ce zici? Și data viitoare nu mai parchez. Nesimțitule. Bine, încă nu...
Eu nu pot să-i ridic mașina. Uite, bă, nu pot să-i ridic mașina. Uite cât m-a supărat ăsta. Nu, cum să blochez drumul în halul ăsta, mă? Bă, dar chiar nu există nimeni care să ia măsuri. Cum să blochezi tu drumul în halul ăsta? Eu asta nu înțeleg. Asta eu nu înțeleg cum de nimeni nu-l vede că a blocat drumul și să-i zică ceva. Autovehicule autorizate, dar era așa, parchez, mă, tăticule. Pum, mă, se ridică. Am ăsta mică, dacă aveam ani tu, dădeam cu el de pământ, uite-te și tu. Dar el profită de chestia asta. A, în fine, hai că găsim noi o altă rută pe unde să o luăm. Bă, dar dracu, mă, cum a parcat în drum. Oricum, i-am spart pe sub iascutul, i-am spart multe chestii acolo la mașină. Bun, ce vreau eu să fac cu acest mini-stivuitor? Vreau, și de ce mi-am luat furcile pentru paleți? Vreau să iau acest palet, dacă în cazul în care nu sunt foarte grei, și să-i stachez mai într-o parte, să-i pun într-o parte, pentru că presimte-o că o să am producție foarte mare de Oreo, dar stai așa că tot a venit vorba de Oreo, să vedem cum stăm cu fabrica. Aici avem tot ce ne trebuie, avem lapte suficient și grâu, ok. La cea de-a doua avem... suntem ok, bun. Hai doar să încercăm să mutăm paleții altundeva. Nu știu, o să-i mut în afara ariei de spawnare a lor. O, ușor, ușor. Ușor, mă, fi mai atent că nu te grăbește nimeni, boss. E bine? Prea sus. Ba, nu cred că e bine. E cam greu paletul pentru ele, uitați-vă. Uitați-vă cum se ridică, e cam greu, dar de asta era bun Manitou. Bun, o să-i las aici. De fapt, nici nu știu dacă pot să... să nu mă răstorn cumva. O să-i pun aici la umbră să nu se strice. Nu-i bată soarele. Perfect. Hai să luăm și pe cel de-al doilea. Să-i băgăm așa mai la scuteală puțin, pentru că aici nu or să mai aibă loc să ni pună. Pentru că angajații fabricii ni lasă aici, pe plăcile astea de ciment. Dar eu ar trebui să le mut ca să fac loc pentru mai multe, pentru că ei, în momentul în care umplu toate plăcile de ciment cu paleți de cu Oreo dietetic, biscuiți Oreo pentru dietă, nu mai scot alții, pentru că ei consideră că, bă, trebuie să așteptăm transport, mă rog, asta e regula firmei, dar eu, ca un băiat inteligent, ce sunt, îi stachez, mamă, cum s-a lăsat cauciucul pe față, îi stachez într-o parte pentru a le da lor voie să-mi facă și alți paleți, nu doar ăștia, că sunt ei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, sunt vreo 12. Ok, hai să mergem și în partea cealaltă. Avem și aici câți avem? Încă 2 paleți. Bun, deci avem 4 paleți până acum. Noi să-i vindem, așteptăm să strângem mai mulți, după care îi dăm către magazine. Bine, o să vedem întâi unde avem cel mai bun preț, că nu o să-i dau așa pe câțiva lei. O, ce frumos a intrat în ăsta. Vedem, putem să-l ducem tot acolo. Ar fi interesant să-l ducem tot acolo. Și dacă ne încadrăm noi atât de bine încât să-l ducem tot aici. O să-i punem și de alatul, nu are foarte mare importanță, pentru că oricum o să-i luăm cu remorca cu autoload. Atunci o să știa cum să-i încarce. Ușor, ușor, hop, aici. Face față cam la limită. Minimotostivuitorul ăsta. Nu mă, lasă-l. Cum nu vrea să mi-l lași? Nu vrea ea să mi-l lase sau... Nu înțeleg. Așa, mă, tăticule. Ce mama naibii? Op, să nu răsură, nu mai face... Uite, eu deja am început ca să-mi pun alt palet, ați văzut? Cum l-am luat, cum am început ca să-mi scoată și să-mi fac alt palet. Cu boxurile de biscuiți. Or. Am luat și pe ăsta.
Nu trebuia să-l pun chiar atât de sus, că acum risc să mă răsun foarte ușor. Hai să zicem că poate avem noroc și nu se întâmplă nimic în 20 de metri. Ușor, ușor, ușor. Bă, șofer de duminică. Punem aici în partea asta frumos. Hop, 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 hop. Dă mai în față. Hop. Gata, mă. Hai că am rezolvat cazul. Hai să vedem ce se întâmplă. Bine că am verificat. Bă, și exact de ce mă temeam. Că se vor intersecta. Haide, mă, întoarce. A, s-a terminat. Ea s-a terminat și a rămas aici, așa pusă aiurea. Să mutăm pentru că la un moment dat o să se intersecteze și cu mânătoarea, așa că punem noi aici în partea asta frumos. Pe marginea drumului, nu cred că încurcăm pe nimeni momentan, că drumul ăsta nu e foarte circulat. Așa, unde e? Ce am cu adrujba? Tot e pus cu adrujba. Hai să dăm în continuare cu ierbicite. Bine, ar fi trebuit să opresc doar pe cea cu fertilizator, doar că nu mi-am dat seama care, cum, pe cine a blocat. Hai să dăm cu ierbicit în continuare, că avem nevoie. Și? Hai să vedem. Face treaba? Perfect, ia uite-le cum omoară toate buruienile. Semănătoarea? În ce stadiu e? Să vedem. Mai are cam jumătate, este așa că mai are ceva. Bun, hai să ducem atunci motostivuitorul ăsta înapoi, lângă, pe terenul 8, lângă văcuțe, și o să lăsăm, de fapt, știți ceva? De fapt, furcile astea pentru paliță aș putea să le las aici. Uite, o să le pun aici într-o, uite, o să le pun chiar aici pe mijloc, pentru că o să mai am nevoie de ele și n-are rost să vin cu motostivuitorul de la văcuțe tocmai până aici. O să le las, ia să-l împiști, așa nu pot să iau, nu? Nu pot. Bun, o să las aici, perfect. Mergem noi la văcuțe fără, că n-avem nevoie de furci pentru paleți la văcuțe. Acolo avem nevoie de cupă pentru a face curățenie și cred că o să cam facem curățenie. Ia să vedem cum stăm cu curățenie, 85. Bă, stăm bine aparent, adică nu ne plângem. Apa avem, paia avem, bă, stăm bine. Doar o să lăsăm acolo și vedem ce mai avem de făcut. Bun, am ajuns în sfârșit, în sfârșit, după 20 de minute de asta am și dat așa puțin skip ca să nu vă plictisesc. Oh. What? Se întâmplă? Se întâmplă? Nu înțeleg. Am dezechilibrează destul de ușor, mai și scrie pe super boom. E super boom, nu știu ce super boom. Super boom-ul ăsta... Nu prea e super boom, asta e problema. E super boom. E super bun, băi, tăticule, că... L-am uitat cu motor pornit. Ok, bun, hai să vedem ce avem de făcut pe aici. Mă, nu pot să trimă și-o prin gardul ăsta. Bun, nu pot. Mai avem aici de strâns niște iarbă. Niște rânduri de iarbă, ok. Aici ce avem? Asta ar cam fi... Asta ar cam fi paia aici. Paia și acolo avem iarbă. Remorcă, avem aici doar că nu avem tractor disponibil. Hai să vedem dacă avem un tractor disponibil aici. Semănătoarea... Ah, știi că avem mai multe tractoare disponibile. A terminat și semănătoarea. De fapt, nu, semănătoarea încă își face treaba. Case-ul a terminat de dat cu ierbicid. O să-l ducem să lăsăm rezervoarele acolo în față. După care le punem la treabă pe terenul 8. Avem o balotieră cu care vom face baloți. Și mai avem o remorcă cu care putem strânge fânul. Și automat îl băgăm în fabrica de rație mixtă. Bă, e ok, astăzi n-am fost chiar atât de mult de muncă. Bine, nici productiv nu prea am fost, nici n-am produs niciun ban, însă tot ce am făcut astăzi, la un moment dat veți vedea că se va transforma în enumerație, și anume în bănuți. Dar că momentan a trebuit să mai muncim, să mai punem niște semințe, să mai dăm cu niște fertilizatori pentru a avea o producție bogată. Bun, chestia asta îl lăsăm aici, că nu ne trebuie momentan, e ceva mai slăbuț. Și putem să luăm JCB-ul ăsta, dar asta e destul de puternic. Și o să mergem cu el pentru a aduna fânul pe terenul 1-8. Însă, văd că se cam întunecă puțin, o să aprindem și noi farurile. Cred că așa e cel mai ok.
punem farurile, băgăm niște luminițe deasupra și băgăm și niște avarii. Uite, frumos, cu avarii și cu luminițe. Da, perfect. Hai să lăsăm și sprayerul ăsta, sau stropitoare, cum vreți voi să-i spuneți. De asta, încerc să-i zic și în engleză și în română ca să nu mai am, să nu avem probleme și neînțelegeri. Să mă certați, bă, nu-i mai spune așa, spune așa, sau nu-i mai spune așa, spune invers. Or, haide mă. Da, nu vrei și să te încadrezi cum trebuie din prima? Nu-mi dai bătăi de cap? Hai că ești bine, brav, brav. Ne, prea mult. Asta e ceva mai mare sprayerul ăsta și prea reușesc eu să-l încadrez din prima. Haide-mă odată, te rog eu din sufletul meu. Perfect, hai să ducem JCB-ul, avem remorca deja pe terenul 8 și ne apucăm de cărat niște fân sau să facem baloțoare. Cred că am putea mai degrabă să facem niște baloți. Remorca cu auto. Andrei, sper că nu vezi asta, că tot timpul râs de mine. De asta eu când văd groapa asta mă gândesc mai mult să nu râs de mine, de asta o ocolesc. Am și unde e remorca cu autoload, ia stai așa puțin. Avem aici, parcă am văzut-o pe aici prin spate. Aici nu e, aici nu e, decât remorca de strâns iarbă. Ok, unde e aia cu autoload? Ne-a crescut și floarea soarelui, deci asta toată floarea soarelui e a noastră. De câtă floarea soarelui avem? Bun, aici paleții am strâns, deja am început să ne scoată alți paleți. Unde e remorca cu autoload? Aici în spate nu mai unde o țineam de obicei. A, este aici. Bun. Hai că asta este perfect. Hai să facem noi baluții. Bă, gata, aici am lăsat JCB-ul. Facem baluți. Da, hai să facem baluți, cred. Hai să luăm balotiera. E cel mai bine, că de fân nu avem chiar așa de mare nevoie în momentul de față. Și de asta mă gândesc. Semănătoarea mare foarte puțin, cred. Încă n-a terminat. Mai avea cam un sfert de teren. Vine vreo mașinuță, nu vine nicio mașinuță. Facem frumos, ne legăm la balotieră și îi dăm drum. Sper că mai am folie pe balotieră. Cam albă. Hai să sperăm că ne ajunge. De unde începem? Hai să începem fix de aici. Scurându-o asta începem. Stai așa că nu ne-am încadrat cum trebuie. Hai să vedem. Ne încadrăm acum? Cred că acum suntem perfect. Bă, dar nu vreau mă să-mi ia și porțiunea asta, să înceapă rând. Gata mă, hai. Suntem pe rândul și pe drumul cel bun acum. Avem baloți de 20 de tone, vă reamintesc. Dacă vreți modul, îmi lăsați comentariu și am să vă răspund lăsându-vă numele modului sau link-ul direct către el dacă îl găsesc într-un timp util. JCB-ul ăsta e destul de împuțit, dar până la urmă cred că am face treaba. Ce nu m-am uitat eu sincer dacă mai avem ceva de reparat. Asta e foarte important. Avem utilaje, mai ales tractoare de reparat. Uite, avem case-ul ăsta, mamă, fiecare zi case-ul ăsta se strică. Avem combina, mamă, combina iarăși ne ia foarte mult. Ăsta, cronul, iarăși ne ia câte 3-4.000 de fiecare dată. Sper să nu mai fi nevoie să-l repar. Header-ul aparent e ok. Semănătoarea o facem și pe asta. Sprayer-ul e ok. Așa nici n-ar avea de ce, că nu prea i-am folosit. Balotiera e ok. Bă, momentan văd că e ok. Deci fac asta treaba, după care trebuie să ne uităm la semănătoare să vedem în ce situație se află, dacă a terminat. Cam slăbuță cu iarba asta, doar cum 10 tone. Aici avem un spațiu liber, nu știu din ce cauză. O să mergem până în capăt, după care ne întoarcem pe celelalte rânduri. Probabil aici mi-a rămas nefăcut ormii ori lui Andrei. Când a intrat el sâmbătă sau duminică, a intrat, nu mai știu exact. Dar până în alta, până ne plimbăm noi, până ajungem noi în capăt și pentru a începe următorul rând în care vom face baloți, spuneți-mi și mie dacă aveți... cum să zic, v-am zis și episoadele trecute,
Dacă aveți sugestii de mape, lăsați-mi în comentarii sugestii de mape. Eu voi alege 3 mape, bine, asta după ce mă voi consulta și cu Barba Neagră în prealabil, pentru că na, el știe mult mai multe și de asta el mă și cunoaște și poate să-mi sugereze dacă mapele respective merită să le joc sau nu, dacă ar fi pe placul meu, pentru că el știe foarte bine ce îmi place și ce nu îmi place, cel puțin la capitolul ăsta, la capitolul jocuri și hărți în Farming Simulator, că de fapt despre asta vorbim. Ia să vedem. Bun, asta funcționează. Iar eu din toate sugestiile voastre voi alege 3 mape pe care le voi supune ulterior într-un stropol pe care îl veți găsi în descriere sau în comentariu la următoarele clipuri de acum încolo. Dar mai întâi vreau să vă ce sugestii aveți voi pentru noua serie. Nu știu exact cât va mai ține seria asta, însă vă asigur că o să mai țină ceva. O să mai țină pentru că încă nu mi-am plătit nici datoria la bancă, nu mi-am atins nici targetul pe care eu mi l-am propus și automat nici utilajele. Că mi-am propus să-mi iau niște utilaje mai măricele, că atunci când las ferma, să o las mai departe echipată așa cum trebuie, ca următoarea persoană după mine să facă foarte mulți bănuți aici. Momentan am scos un balot, ok, va trebui să-l aruncăm. Încă nu l-am foliat, aha. Încă nu l-am foliat, se mișcă foarte greu balotirea asta, deși nu e stricată. Bun, avem un balot care probabil ne va urmări. Nu, hai că stă cu mințele acolo. Iar noi mai avem, cât mai avem? 2, 4, 6, 8, 3, 4, 5, 6, 7, da, mai avem 8 rânduri în afară de acesta pe care îl facem acum, dar vom pune punct episodului aici. Este un episod mai scurt decât cele cu care v-am obișnuit de obicei. Nu uitați să-mi lăsați link-uri sau nume de hărți în comentarii. Spuneți-mi cum vi s-a părut clipul acesta. Dacă considerați că merită, dați acolo un like, un subscribe și un clopoțel eventual ca să fiți notificați data viitoare când pornesc un clip sau un live. Și nu uitați că aveți Discord-ul, respectiv Instagram-ul, în descriere dacă vreți să mă contactați sau să mă urmăriți pe aceste două rețele de socializare, să le zic așa. Sau pentru propuneri mai serioase sau întrebări mai serioase, aveți adresa de e-mail în descriere. Până data viitoare, recoltă bogată și să fiți cu minții. Salutare!